Salut, salut, salut! Opa! Salut, prieteni! Vă fac un live așa scurt, de vreo 15 minute. Nu putem eu să trec pe alături cu interviul lui Adnostalco la Salaviov. Da. Băieți, eu nu știu ce poziție să iau. Înțelegeți, da? Deci, eu înțeleg că țara asta e plină de bădleac. Fiindcă dacă nu era țara asta plină de bădleac, așa huisoși, ca alt cuvânt n-am, ca o nostalco, nu ajungeau în Parlament. Fiindcă ce ești făcut azi ad nostalco lui Salaviov, băieți, asta... Voi, eu nu știu, omul ăsta n-are demnitate. Eu înțeleg că în politică oameni proști nu sunt. Dar să ești un halui ăsta și să faci sexansul ăsta știind că o să te vadă o țară întreagă. Dar se poate. Băieți, la noi se poate. La noi se poate. De ce? Că noi avem probleme cu lenta. Noi avem probleme cu literele. Și nu-i problemă cu ăștia nostalco. Eu nu înțeleg huisoșii ăștia din SIS. E pentru și ei o salarii. Alcoholi și ăștia. Pentru și ei. Să-i închidă kislorodul lui Vasea? Eu nu înțeleg. Ala-i boții ăștia care... Fac pricoale pe seama creiserului Moscova. El, blядь, pentru ce stă în Parlament? El nu poate să fac legi. Băi, el aibă. Băi, tu tot ești huisos, ai ca așa nostalco. Eu n-am alte cuvinte. Înțelegi? Tu, blядь, pentru ce șezi în Parlament cu păpușoi, blядь, cu toate pizda brate asta din pas. Băi, voi demnitate aveți. Voi și așteptați. Блядь, да се ви одата, сука, руши иште. Блядь, марем да се ви ин Молдова, блядь. Кай ща си интелняску пынишку сари, фрацелор. Нцележ, сентем о нации дикакат, нцележец. Сентем о нации дикакат. Ну аша, дан тет сенсу кувынтлой. А ты та тим, кыт ништи блядьёй. Conduc țara asta. Înțelegeți? Niște bleaguri. Pas, șor, dodon. Și băieți. Așa că n-auziți când vă spunem eu în electorale ce o să fie. Așa? Când vorbim despre programe pentru diasporă, dezvoltarea economiei, despre 7 legi care o să facă minuni în țară. Incredibil. Vă spun sincer. Eu ferb, sincer, chiar ferb, măcar că așa ne insulă că nu vă dați seama. Vă spun sincer, eu sunt de afaceri, cu cât mai mult bădleac și proști împrejur, cu cât mai mulți bani faci. Vă spun serios, nu te-ai naplivați, băieți. Că o să fie ruși, chinezi, japonezi, nu-i naplivați, vă spun sincer. Băi, eu life-uri să nu le fac pentru mine. Înțelegeți? Eu nu le fac pentru mine, eu n-am nevoie dânsele. Vă spun serios. Băi, eu trag nădejde cu odată și odată națiunea asta o strezească. Tăți prostalani ăștia care stau în Europa și ele trăiesc pentru lentăcică. Băi, n-aveți voi treabă, nici eu, nici nu-i problema în lentă. Singura situație creată, reacțiile populației. Băi, noi n-avem alte probleme.
Noi chiar nu avem alte probleme. Noi sunt probleme, parade, cu mătrii, nunți, de răjdenii, cu metri, varianți și așa mai departe. Băi, noi niciodată nu se jude din chestia. Eu vorbesc serios. Eu nu înțeleg ce se ocupă Maia Sandu. E cu ce se ocupă ca președintea țării? Cu cerșitul? Unde, bleade, e ordine și ei care promitie ca să facă ordine în țară? Că o să-i închidă, că o să-i spânzuri, că o să le facă, că o să le dreagă? Când? Când o să fie asta odată și odată? Băi, când voia să-i apucați de curbă pe ăștia, băi? Este incredibil. Șede fșorsul Voronin în Germania și el se jură pe măsa că el a să iasă cu lentășcă la paradă. Băi, ești frate, nici o problemă, îți plătești amendă, o să meargă în buget, o să facem drumuri din banii ăștia. Ișiți, băieți, nici o problemă, ișiți cu lentășcă, care-i problema? Aveți de unde? Ați ciordit, bleai, 30 de ani. Care-i problema? Plătește amendă și îndu cu lentășcă, care-i problema? Noi o să ieșim. Și drept aveți voi. Băieți, eu nu sunt împotriva lenței acum, vă spun eu. Eu vă spun serios, eu nu sunt împotriva lenței și eu am bunei care au fost la război și așa mai departe. Dar mie nu-mi place. Că nu știu care e pricolul. Că lentășca e pe nipriciom. Ca și parada e nipriciom. Ca și veterani e nipriciom. Asta e business. Asta e business, dar eu nu pun botul la business străin. Așa că, băi, alaibă, băi, cimoșnicule și ești tu, blядь, pletos, uiobăc, huivă, blядь. Lasă, blядь, șucile în Facebook, cu coregile, blядь, fălești tvoiu mate în parlament, pidarasule și ești tu. E, blядь, știe de chep, blядь, cu adnastalcu și cu tățușile astea. Apuc-te, suca, odată, că ai fost numai la întors sfânt și n-ai făcut jos sulă de atunci. El, bleaș, pe grosul închis de-a măsă și păpușoși tot bădleacul ăsta vostru din pas, bleaș. Apucați-vă odată de lucru. Făceți ceva, băi băiețe. Îmi plați cu paiele în cap. Iesă, stămate, noi nu se permitem, bleaș. Leapă de suca, Porsche-o acasă, mergi într-o leibus în parlament, coboară-te între oameni. Treziți-vă, băi, nebunilor, pierdeți țara. De proști sunteți dezgherați. Partidul proștilor sunteți la putere. ONG-ști huiva. Cu aldeoazul nantoi, blядь, prostituți profesioniști care au fost în toate partidele din lume, blядь. Și cu de-al de Davidovici, care постоянно casește, blin. Sunteți voi niște nimeni, niște râsuri a societății noastre. În principiu sunteți oglinda societății. Că cam și în societate, cam așa și în parlament. De-ată oamenii deștepți nici nu se bagă în politică. Că vă ce căcat e aici, nu li trebuie. Își caută de treaba lor. Cum poți concurezi cu niște râsuri? Pe bază de ce? De minciună? De promisiuni? De abișalcă? Da, eu am aherit. Și de Salaviov. Și iar gaz, iar gaz. Spânul, blядь, viceministru, blядь, sau și el acolo, vicepremier-ministru. Doamne Dumnezeule, cât o să termine de țârguista. Așa mai ales. Băi, și eu am înțeles că e catletă imediat după alegerile prezidențiale, când am văzut și consilierul și-o pus Maia Sandu. Eu am înțeles că e naiopcă.
Eu atunci am înțeles. Și eu am început să fac primele postări și mi-au sărit tăți în cap. Pe urmă eu am pus întrebări. Și acum înțeleg că... asta e cătlet. Și tot asta e de flori de cuc. Așa, în veselie. Tot-ți faci în veselie. Așa e să fac legi. Ăștia să fac în opoziție, ca pusă să împarte, tot funcționează. Contrabas, avioane, vertalioate, Pridnistrovie, catlete, ciobanul. Bă, eu ahiresc când mă uit. Prezentarea piețelor, cea mai frumoasă piață din toate orașele în Ungheni, fontan și la Chișinău. Asta se numește infrastructură debililor. Asta e infrastructură. Dar deși să faci altceva dacă moldovanul asta vrea. Moldovanul veșnic e la nuntă și la cumătrie. Sutra da vecera. Înțelegi? Așa că băieței, trăiți viața care o meritați. Adică care o merităm cu toții. Că eu tot fac parte din societatea asta. Nu știu că nu o să ne trezim. Sincer nu știu. Noi tot ce facem, facem pentru rânză. Și pe hahole am primit ca să ne satisfacem rânza, majoritatea. Înțelegi? Dar o să-i primim pe ruș, cu flori de busuioc. Înțelegi? Sunt sigur că dacă intrau ruși în Moldova, dar nu în Ucraina, ei au încurcat adresa. Ei trebuie să intre în Moldova. E ca aici întâlneau cu flori. Că moldovanul e gata să pupi în cur pe oricine. Dă-ne o pașie și eu îți dau 100. Hai că e o și ruptă de viața la tine, asta e polbide. Dar e important să-i spui că-s bun, că-s frumos, că-s deștept, că-s harnic. Și eu îți te pup în cur. Tu numai să-mi faci compliment. Moldovanul are nevoie de complimente. Și iese bleagiurile astea de-al deșor cu Tauberg, cu Dodon și cu Pasul și cu tot pizda bratea asta. Și când începea să chișă la moldovan în urechi cu complimente și îi încălzește creierul și votează pe cine vrei și iar rămâne blea la sapă de lemn. Înțelegi? Bleagi, cât am să vă spun eu cine suntem noi? Eu după comentarii văd după reacții. Nimic schimbă, nimic! Voi măcar vă dați seama și vă așteaptă voi văpșe în toamnă. Voi înțelegeți că gazul nu o să fie mai ieftin. Nimic nu o să fie mai ieftin, nici benzină, nici motorină, nimic absolut. Dacă mai vin încă și nebunii ăștia pe capul nostru văpșe și ei pizdeți. Înțelegeți sau nu? Voi mai aveți de tras nădejde, că o să fie fericire, că o să vină, o să vă dăie, o să vă ajute, o să vă facă. Înțelegi? Primarii, președință, poate e cazul ăia cumva să ne trezim. Să începe mi-a trimit prin pizda măsă pe ăștia de-al de-al nostalco, de-al de filat, de-al de spânul, de-al de balaibă, bleat, când pune posturi prostești, el e bleat, el e parlamentar în pizda măsă. El e parlamentar, bă, el aibă, tu ești parlamentar, bă, nu ești la psihușcă. Tu poți să scrii ceva serios? Bă, eu pot să-mi permit orice în Facebook. Eu pot să-mi permit orice. Pot să beau, să ies băut, chișet pe păpuși. Eu nu sunt parlamentar. Eu nu prezint țara. Eu mă prezint pe mine. Unii și ne poate să tragă rușine din urma mea asta, părinții și copiii. Bă, dar tu ești parlamentar, ai frate. Tu ar trebui altfel să te comporți, băga mea și chișorul. Tu știi, Sucos, dacă faci țârc în Facebook, asta e miserie pentru care tu ieși bani, iei banii ăștia. Și câștigi tender-uri. Băi, tu la pușcării trebuie să stai în un parlament și tu și măta și tatu. Și filat și spânul și toți. Și păpușoi și toți, absolut, și grosul, v-tom ce le Maia Sandu.
Dacă ar fi un stat civilizat, democratic, unde funcționa legea, și o lege asta mare, n-ar îmbla în Porsche. De-ată voi sunteți chișorcoșe. Voi tăți sunteți cu musca pe căciulă. De-ată Adnastalco, Dodon și toate pizdabrate astea faci din voi și vrei. Aveți un sis căcășios care își face business-urile lui, mucile lui. Și vreau să vă spun că e bravo, Viorel Morar. Zioma, tu ești bravo că-i fuț în gât. Băi, tu ești bravo, ești la Don Dușeni, ești de-al nostru, băi. Înțelegi? Dacă așa de la Ventu e căcat în pantaloni și nu se duci până la urmă să judici cu tine, normal că tu ești bravo că l-ai trăsnit. Trăsnește-i pteț, că-și merită soarta, mulgi că-și oi. Mulgi cum e mult pe timpul Plahatniuc. Așa că, bratan, tu ești maladez, bratela. Băi, și zimleaca mi-e o blendă la Don Dușeni. Îi fute în gât pteți cum vrei. Și bine faci. Fiindcă merite. Toți merită asta. Înțelegeți? Că dacă nu meritau și aveau alt comportament, păi, ziua m-aș de amor la pușcărie. Dar ne explici în omul că o să mai treacă o leacă și o să-l vedem procuror șef. Cum îți folești asta mai? Dacă să închid dosarele, ce problemă dacă omul e curat? Dar care e problema Moldova să închizi cuiva dosare? Și nu există dăgăvărneacuri să și. Pas. Dau bani. Cum să vorbești altfel despre dânsul? Cum? Spuneți. Cum? Dați-mi o reper, o... Cum? Cum să vorbești frumos, literar, curat, civilizat? Cum? Cum? Of, flăcăi, eu totuși trag nădejde că societatea asta odată și odată o să trezească. Eu tare mare nădejde trag. Înțelegeți? Dar din ce văd eu, greu. Tu, voi înțelegeți că nebuniște eu un calcul, eu mut la asta, la Adnastalco, el nu-i sănătos la cap. El e în calcul că o să vină rușii. El așa e în calcul. Și de-aia el și-l pup în corp Salaviov. Dar el nu e în calcul că ăștia omul să înceapă să trăsnească Ucraina. O să o bombardeze nebunește. Deja s-a început amusarea. Ați văzut codroșul toată Ucraina. Fiindcă ei n-au soldați, rușii n-au cu și ataca. Eu o să o fac una cu pământul prin... Iau armament, 70 de ani colecționat armament de sovietic vechi. Și au să arunci tot bombaraia asta, rachetele este vechi toate în Ucraina. O să fie dezastru acolo, vă spun eu. Am uși iară o să fie milioane de bejeți prin toată lumea. Dar Adnastalco nu e în calcul. Căhole stare căcășoși și spurcați. În sensul bun a cuvântului. Și este chip să vii o brigadă de căhole pe aici pe la Chișinău. Și așa să le fac un futai la tătă pizda brate asta. De Doamne ferește, vă spun băieți cum este. Asta tot luați în calcul. Au așa niște șanse, că moldovanul nu, că moldovanul are treabă. El e cu capra, cu vaca, el așa prin Facebook, să mai trimat, să mai scoate, el nu e mare revoluționar. Așa l-a făcut viața și vredă cu fost sub turc, sub rus, sub cine vrei. De unde demnitate? Nu-i demnitate și gata. Că dacă era demnitate, nu lua șor atâtea procente în Parlament. Deci e clar ca bună ziua. Și n-are nici asta cu sărășie. Absolut! Poveștile astea cu sărășie s-a spus proști. Mi-a dat și mie. Tare-i mei, place moldovanul să-i dă ieși cineva ceva.
Păi, voi înțelegi, uitați-vă zicalele noastre. Dacă tot săptămâna ai dat pomană și sâmbătă n-ai dat, nu socoate. Asta e zicală moldovenească, băi, românească. Înțelegeți? Da, calul dăruit la dinți nu scaută. Zicală românească, moldovenească. Înțelegeți sau nu? N-are nica cu sărășia. Înțelegi? Fiindcă omul dacă are demnitate, el niciodată nu să-și caue cal și pe inimă să ducă, să cumpere de la așa la care l-a furat, care i-a luat viitorul. N-are nimic sărășia. Nu există demnitate. Mândrie! Cât duși trenul! Cât duși trenul! Ia în șac să-i spui tu moldovanul în fața adevărul. Tu devii vrag numele la din. Înțelegi? Cu mine de-am s-o deprins, că și cu mine de zase l-au deprins toți. Fiindcă o înțeles că Igor, bespalez, să-l trimiți, să-l scoți, el pe valnaua lui. Tătul înțeles că Igor nu nici cu o brigadă, că-i freacă pe tăți cum îi vine lui ea și n-o călcat să-l băcea la epistibot. Înțelegi? Și gata, deci cu mine deja nu mai au treabă. De-o mut pe alții cum îi comentează, că-i sărași, îi calcă în chișoar, dar oameni, slag la nervi, nu stăți ca mine. Înțelegi? Înțelegeți? Eu te-am dus la biserică, băieți. Adică, cam rar. Și la mine punturile nu merg. La mine variante de astea cu comentarii, nu-i păi, băi, nici scris voi acolo. Înțelegeți? Nici nu citesc nici așa cele bune și nici așa cele rele nu citesc. Vapșe nu citesc comentarii, fraților. Când mai scrie cineva în privat, atunci da, și întotdeauna răspund. Dar să stau eu să citesc comentariile, voi și glumiți-uși. Nici timp n-am. Și nici plăceri, chiar dacă acolo, bravo, nu mă interesează, fraților. Băi, noi drumuri nu avem. Noi drumuri n-avem. Noi apă bună de băut n-avem. Noi n-avem nicio siguranță energetică. Noi, blei, trebuie tot țara asta de mult să scăpăm și de gază de ce vreți. Capiși costă. Capiși costă ca să scăpăm de gaz și de toate prostiile astea. Asta nu avem. Și noi îmblăm cu paiele în cap, lentoșcă, huientoșcă și așa mai departe. Păi noi suntem sănătoși la cap. Noi minte avem. Băi, voi doar ați, voi majoritatea sunteți, ați fost prin Europa, prin America. Băi, voi ați văzut unde se duce civilizația asta? Cum se schimbă lumea? Voi ați văzut ce se întâmplă în lumea asta? Noi unde suntem, băieți? În 30 de ani, băi, fraților, Turcia în 88 era țară feudală, băi, îmblau măgare prin Istanbul. China, la fel, în 85 era țară, blei, primitivă. Noi eram dezvoltați comparativ cu turci și chineză. Unde suntem noi acum și unde sunt ei? Da, împreună cu Rusia, cu Ucraina, cu toți. De atâta căcat la căcat trași. Nu cumva, fiindcă acolo trebuie și eu leacă mai spalat, mai educat, mai finisat, mai atent. E greu în Europa să ai succes. Că nu poți cu catlete. Ivan Scutare. Păi, Ivan Scutare, la pulă te-am văzut și pe tine și pe tot neamul tău. Amu, mai culturos? Amu, ești mulțumit? Fute de aici, închide canalul, du-te la Udnostalco, la Alaiba, la Filat, nu pierde timp, frate, aici. Nu pierde timp, că tu n-ai nimerit peste canalul care trebuie. Este canal pentru oameni intelectuali. Pentru oameni care gândesc. Dar tu ești, uite la familia ta, băi. Ivan cu scutișe. Ia-ți pampersul și fute din gară și te rețin tu aici.
Tu dacă ai și mujic, ne spune asta pe viu. Și aș lua și aș mă trag cu tine strada. Dar tu dacă ești un chișor cost, tu ești bun, mă scrii comentarii de iste, băieți. Freacă din gară! Băi, de unde vă luați, băi, băi? De unde vă luați, băi, ăștia? E că eu nu înțeleg. El, bled, el uite la 4 clasă. Tatăl a vândut oile ca să-l dea la facultate. Înțelegi? Și el aici vorbește culturos și nu știu și. Băi, frate, citește, băi, povestea pulea lui Ion Creangă, dacă nu știi. Băi, de unde te-ai luat, băi? Băi, râsule, Ivan Scutari, tu de unde te-ai luat pe lumea asta? Din varză? Sau te-au dus cocoara? Cocostârcul? De unde? Ca să dai sfaturi tu. Ți-ai călcat colțul dimineața înainte de ieși stradă? Băi, și-s de mulți de ăștia. Doamne ferește, băi. Doamne ferește câți-s de ăștia. Uf. E dezastru, băieți, în Ucraina. E chiar e dezastru, vă spun eu. Vai și amar de capul oamenilor. Eu vă spun serios, las că bărbații mor, asta e soarta lor. Asta e soarta unui bărbat, soldat și așa mai departe, apărător. Dar voi nu uitați că o sumedenie de copii și femei și bătrâni, care n-au treabă. Băieți, nu știu. V-am spus și eu ofu, dar nu-i bine deloc. Tot ce văd eu, asta arată încă o dată că noi trăim în fantezii, nu vrem să recunoaștem realitatea și nu vrem să facem nimic. Cu părere de rău. Sper că după pandemie, după război ăsta, lucrurile au schimbi. Sper. Fiindcă nu se mai poate. Fraților, nu se mai poate. Băieți, au să schimbi lucrurile. Și eu am să dispar din Facebook. Și o să vorbiți voi, frumos, literar, la cel mai înalt nivel. Permiteți-mi să vorbesc așa, cum eu socot că trebuie să vorbesc. Înțelegeți? Deci, când o să mergem la teatru, o să îmbrăcăm fracul și o să arătăm că suntem și mai finisați oameni din lume. Dar aici o să numesc lucrurile așa cum sunt, așa cum gândiți voi. Credeți-mă. Fiindcă dacă voi nu gândiți așa cum gândesc eu despre toți politicienii noștri, apoi eu nu-i numim așa. Cu părere de rău. Vă pare că mie îmi place să vorbesc așa, cu cuvintele astea? Vă socotiți că asta este nivelul meu de cultură? Că asta e plăcere? Eu aș vorbi cu mare plăcere despre dezvoltarea business-ului, despre proiecte, despre crearea sistemelor de business, despre vânzări, despre dezvoltarea afacerilor și așa mai departe. Înțelegeți? Sunt foarte multe lucruri interesante despre care eu aș putea să pur și simplu, fraților, noi avem o problemă mare în Moldova și aia trebuie rezolvată. Altfel, asamblăm cu paile în cap, în stânga și în dreapta, încă mult și bine. Și tot o să apară fel de fel de artiști, ca Aud Nostal, cu Dodon, Al de Laiba și așa mai departe. Și noi tot o să punem botul la promisiuni și pe tot o să ne dezamăgim și tot o să fie alți. Tot așa, și când te uiți, ești alții, tot de lor. Și când vin pe urmă alții, când te uiți, iar e coadă de lor. Veșnic dvigătile. Băieți, o seară bună! Succes, sănătate și sperăm că o să ieșim cât mai repede din toată nepăneatca asta în care am intrat. O
Seară bună la toți. Hai noroc, frate.